Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și cum în curând va fi sărbătoarea Sfântului Valentin, am hotărât ca în această dimineață să lucrăm un nou model de inimioară. Pentru aceasta eu voi folosi firul Bravo de culoare roșie, voi folosi croșetul cu numărul 3, apoi vom avea nevoie de melană pentru a umple inimioara noastră, vom avea nevoie de mărgeluțe, fie de culoare albă, fie de culoare roșie. Dacă nu dispuneți de acest tip de mărgele la metru, puteți folosi mărgeluțele obișnuite pe care apoi le veți coase cu una coață. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm. După cum v-am obișnuit, în ultimul timp am făcut o serie de lucrări în mod special pentru doamnele începătoare. Și această inimioară va fi foarte ușor de realizat pentru dumneavoastră. Voi face un mic cerc magic în care apoi voi lucra un picioruș scurt. Scuzați-mă, un ochi de lanț. Mă scuzați. Așa. Și apoi voi continua. 2, 3, 4, 5 și al șaselea. Deci vom avea un total de 6 ochiuri de lanț. Începând cu al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce înapoi lucrând un număr de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și al cincilea, aici în ultimul loc. Un pic mai greu aici până îl scot afară, dar voi reuși. Trebuie să facem cu atenție, mai ales aici la început. Așa. Acum voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și în corespondența primului picioruș scurt voi face o mulțire. Deci, am înmulțit deja. Acum voi lucra 3 piciorușe scurte. Unu, doi, al treilea iar în ultimul picioruș scurt voi lucra din nou o mulțire. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și din nou, în corespondența primului picioruș scurt, voi face o mulțire. Voi lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, al cincilea, iar în ultimul picioruș scurt voi face din nou o mulțire.
voi face un ochi de lanț și voi întoarce din nou lucrul. Din nou, în primul picioruș scurt, voi face o mulțire, voi lucra 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iar în ultimul picioruș scurt vom face din nou o mulțire. Un ochi de lanț și întoarcem lucru. Acum voi lucra un număr de 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, iar aici, în ultimul picioruș, voi face din nou o înmulțire. Un ochi de lanț, voi întoarce lucrul din nou și voi face. În corespondența primului picioruș scurt, voi face o mulțire, după care voi lucra 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, iar acum, primele două ochiuri, voi face o scădere. Voi lua odată firul pe croșet, din următorul picioruș din nou, voi scădea, voi face 10 piciorușe scurte, în continuare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iar aici, în ultimul picioruș scurt, voi face o mulțire. Voi face un ochi de lanț, întorc lucrul, în corespondența primului picioruș scurt, voi face o mulțire. Voi continua lucrând 10 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10. Iar acum, ultimele două piciorușe îi vom scădea, vom face o scădere. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și voi lucra din nou o scădere. După care voi face 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iar aici, în ultimul picioruș, voi face o mulțire. Voi face un om de lanț și voi întoarce lucrul. Acum voi lucra. În corespondența primului picioruș scurt de rândul anterior, voi face o mulțire. Voi face 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și voi face o scădere, o nouă scădere. Un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, în corespondența primului picioruș voi face o mulțire, voi continua cu 10 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zece, iar ultimele două piciorușe scurte le vom scădea. Și vom face o scădere. Voi face un ochi de lanț și întorc din nou lucrul. Acum voi face o scădere. Deci voi scădea primele două piciorușe. Voi face 10 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, iar în ultimul voi face o mulțire. Vedeți, inimioara a început deja să se contureze. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, după care voi continua lucrând. O mulțire în primul
picioruș scurt din rândul anterior, 10 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, iar ultimele două piciorușe scurte le vom scădea. Nu face o scădere. Se face un alt de lanț și voi întoarce din nou lucrul. Acum voi face o nouă scădere. Zece piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iar în ultimul picioruș scurt voi face din nou o mulțire. 1 de lanț, voi întoarce lucrul și voi lucra un număr de 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iar acum voi face de nou o scădere. Vom scădea ultimele două ochiuri. Voi face un picioruș scurt, voi întoarce lucrul, voi face o scădere, după care voi continua lucrând 10 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voi face un ochi de lanț și voi întoarce din nou. Acum voi face o scădere, și un număr de 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și al 10-lea. Se face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, vedeți cum se formează inimioara. Acum voi face o scădere,
un număr de 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iar ultimele două piciorușe scurte vom face o scădere. Unul de lanț, vom întoarce lucrul, vom face o scădere, cinci piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o nouă scădere. Unul de lanț, voi întoarce, voi face o scădere, voi lucra 3 piciorușe scurte, 2, 3 piciorușe scurte, o nouă scădere, unul de lanț, voi face o scădere, un piciorul scurt și o nouă scădere, și astfel am încheiat și această parte. Deci am lucrat prima parte a eliminării. Vom avea nevoie de două părți egale. Pe cealaltă am lucrat-o deja, iar acum ceea ce va trebui să facem va fi să le unim între ele. Deci nu voi tăia firul, le voi pune în felul acesta și le voi uni între ele. Să fie atentă, să prind fiecare ochi. Cu piciorușe scurte, când am ajuns aici la mijloc, unde este mijlocul inimioarei, vom face un număr de 3 piciorușe scurte, în felul acesta, iar apoi vom continua de jur împrejur să unim cele două părți.
pune înăuntru capetele de fire. Continuăm în felul acesta. Eu sper foarte mult să vă fie pe plac ceea ce lucrăm, pentru că după cum vedeți este foarte ușor de realizat aceasta. Și așa cum spuneam, mă adresez mult doamnelor începătoare, pentru că aș vrea ca fiecare să poată să învețe câte ceva. Bineînțeles că modele sunt foarte multe, însă eu, așa cum vă spuneam, aleg anume cele mai ușoare. Deci când am ajuns aici, în partea de jos a inimioarei, din nou voi face trei piciorușe scurte în același în corespondența acelui aș picioruș. După care voi continua să unesc. Așa. Voi lucra din nou piciorul sau două. Așa, acum voi trage un pic firul și voi umple inimioara cu melană, așa cum vă spuneam la început. Vom da un pic de volum. Această inimioară poate fi chiar și ca un breloc pentru chei. Vom întinde bine melana să umplem golurile. În măsura timpului voi încerca să fac și alte lucrări micuțe, așa, pentru dumneavoastră, lucrări un pic mai ușoare. Așa, cred că ar mai trebui un pic de melană aici în vârf, dar că aceasta este un pic cam prea, deci nu sunt atât de mulțumită de cum se prezintă această melană, dar în sfârșit asta e. Așa. Deci am umplut inimioara și voi continua să închei. Continua cu piciorușe scurte. Să fie atentă să nu prind melana, să o trag afară.
minte vom ajunge la capăt. După mai avem un picior sau două și am terminat de încheiat. După cum vedeți, nu a durat nimic foarte mult timp pentru a lucra această inimioară și apoi vedeți rezultatul. Păi vom vedea și ce va fi după ce vom pune mărgeluțele. Acum voi închide lucrul în felul acesta, voi ascunde firul scurta. Și uitați-vă luminara cum se prezintă. Iar acum eu voi folosi lipiciul lichid și voi pune mom de chis pentru mărgeluțele albe. Voi lipi mărgeluțele albe pe margine. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră puteți să le coaseți dacă nu aveți lipiciul lichid sau dacă nu aveți acest tip de mărgeluțe la metru. Încep de aici. Încet, le voi aplica și vom ține un pic apăsat, ele se vor lipi. Voi scurta mărgeluțele așa și uitați-vă până la urmă ce lucru frumos am realizat. Voi da pe o parte. Voi ține din nou un pic apăsat să nu se desfacă. Și aceasta este inimioara noastră care poate fi făcută cadou, așa cum vă spuneam, ca în locul unui breloc pentru Sfântul Valentin. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat. Sper că
Dacă din întâmplare veți vedea acest tutorial, vă veți înscrie pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Acolo veți găsi mai multe tutoriale, unele mai ușoare, altele un pic mai grele, mai complexe. Voi continua cu această linie cu tutoriale pentru doamnele începătoare. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție, vă rog foarte mult să dați un like, un share, să distribuiți lucrările mele dacă vă plac, să lăsați un comentariu și mi-ar face mare plăcere ca pe pagina grupului să văd anumite din lucrările mele. Vă urez o zi frumoasă, vă mulțumesc pentru atenție și noi ne vom revedea cât de curând. La revedere!